Deci suntem din nou în direct pe la Radio Europa Liberă, cam se vorbea, deci de situația asta foarte urmă, dar eram în feș acolo, nu-mi dădeam seama ce îmi făceau, da, cum îmi făceau injecții, probabil când dormeam, când au venit de la facultate, îți trebuie un sistem de tăierea capului, cumva, tot genetic, să se taie așa, și să apară și la ziar cu niște ziariști comuniști. Deci a fost criticat la Europa Liberă, lumea a aflat cam în ce decrepitudini ajunseseră familiile astea de comuniști. Eu v-am spus că când bagi amplificatorul genetic cerebral, personalitățile astea, să spunem, ies așa din cadrul ultranațional, rămân neutri, plus Octavian Goga a fost un poet, un scriitor, să spunem, iar omul ăsta trebuie văzut bine ce a fost el. Îți spuneau că e fostul comandant al jandarmeriei. Unii spun că nu a fost decât un colonel de jandar care, de fapt, a fost luat de Ion Antonescu și ridicat pe un grad mai mare. În funcția asta, mare lucru nu făcea, să spunem. Ei spuneau că jandarmi ar fi mânat la război populația, deci de soldați, să spunem, veneau din spate și trăgeau în soldații care se retrăgeau. Și asta e destul de fals. Omul ăsta, Pichi Vasiliu sau Constantin Z. Vasiliu, trebuie să fie studiat mai bine, acolo în poză arată un fel de germano-ungar de Budapesta, cum s-ar spune, dar eu totuși sunt departe de el, deci mixajul este foarte departe și cu amplificatorul genetic rămâne o crimă grețoasă dacă se declanșează acest sistem, să spunem, de tăierea capului genetic. O crimă grețoasă, monstruoasă, să spunem, făcută de comuniști responsabili, vedeți, de acum 2017, 27 de ani după Revoluție. Dar chiar și înainte tot grețoasă tot era.